Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 20-26 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei capricorni, este o săptămână foarte bună pentru voi pe comunicarea cu ceilalți. Este o săptămână foarte bună în care poți să negociezi, poți să ai tot felul de discuții interesante, drumuri pe care le faci și care pentru tine sunt extrem de benefice. Foarte multă susținere o văd și pe zona studiului. Deci tot înainte, dragi capricorni, veți avea niște discuții legate de o schimbare, legate de o moștenire, de o bancă. Veți avea tot felul de drumuri de făcut în acest sens. Apoi, tot această săptămână vine cu echinocțiul de primăvară, ceea ce înseamnă intrarea soarelui în semnul berbecului și uite că pentru tine reprezintă începerea unui an, timp în care se vor produce tot felul de schimbări în casa ta, în familia ta, acolo lucrurile vor fi extrem de benefice pentru tine. Este ca un fel de purificare. Mai mult decât atât, avem o lună nouă în Berbec, lună nouă care se produce pe casa a patra și care înseamnă pentru tine noutăți care apar în casă, în familie, noi persoane pe care le poți cunoști pe care le poți cunoaște sau uite, noi persoane care ți intră în casă. Pentru unii capricorni poate să însemne și o mutare, adică îți muți casa sau găsești ceva nou. Da? Și uite, mai mult decât atât, discutăm despre o săptămână uh, în care vei avea parte de tot felul de schimbări. Da? Uh, schimbări care, uite să știi că țin și de povestea ta de iubire. Și uite că în această săptămână poți să cunoști pe cineva sau dacă ești într-o poveste de iubire, acum ai ocazia să iei o decizie extraordinar de importantă legată de viitorul relației. Fie te gândești serios să îți oficializezi relația, unii capricorni, da, puteți să primiți sau puteți să aveți tot felul de discuții legate de căsătorie, legate de. Uh, această relație importantă. Un copil din viața voastră, nu știu, auziți că cineva se căsătorește sau auziți de o relație serioasă. Apoi, pe 23 martie, Pluto intră în vărsător. Asta înseamnă că intră pe casa banilor și aici îți aduce tot felul de transformări. Vezi că Pluto poate să fie și o comoară dacă știi cum să lucrezi, adică îți poate aduce venituri mult mai mari. Sau uite, îți poate aduce tot felul de proiecte noi, te poate determina să fii pe propriu. știu eu, într-o relație undeva anume. Apar tot felul de transformări pe zona aceasta financiară și sunt lucruri legate și de contracte sau de... Anumite asocieri pe care le faci, nu știu, îți pot veni mai mulți clienți sau îți schimbi plaja de clienți, nu știu dacă până acum îți veneau doar oameni dintr-o anumită categorie, uite că începând cu 23 martie, lucrurile se schimbă. În weekend, marte schimbă și el semnul zodiacal și trece în rac, asta înseamnă că o perioadă. Viața ta relațională va trece printr o felul de încercări și vei vedea că anumite colaborări se vor închide, anumite contracte se vor închide, voi vei vedea că vor apărea tot felul de provocări în relația cu ceilalți, dar uite că și foarte mult curaj văd eu aici legat de o asociere, legat de niște acte, legat de o căsătorie, de ce nu, deci apar tot felul de situații de genul acesta. Vor fi provocări pentru tine pentru că te vei confrunta cu tot felul de reacții emoționale ciudate din partea celorlalți. Indiferent cine sunt ceilalți, dar aici aș merge foarte mult pentru tine pe prieteni, familie, persoana iubită, deci zona aceasta în mod special. Bun, cam atât în mare parte, dragi Capricorni. Să vedem și Arhanghelii ce transmit, ce trebuie să cunoașteți pentru această săptămână. Wow! Au ieșit două mesaje pentru tine, două mesaje foarte importante, aș spune eu. Deci, tu reușești să te vindeci în această săptămână. Avem primul, libertatea interioară pentru tine. Numerele importante: 1, 0, 10, da? Este vorba despre un final și despre un nou început. Culorile importante sunt albastru, turcoaz portocaliu, roșu și mov, iar arahanghelul Zadakiel este cel care îți oferă un dar, îți oferă o ghidare, te ajut să trezești în ființa ta încrederea în sine. Apropo, Pluto acolo învărsător o să-ți ofere foarte multă încredere în tine. Libertatea interioară benefică, bucuria divină și astfel să te poți manifesta drept un conducător exemplar. Apoi, următorul mesaj este din partea Arhanghelului Metatron cu următoarele numere importante. 4, 2, 6 și 42. Culorile importante în acest caz sunt mov, roz, auriu și non culoarea alb. Darul Arhanghelului Metatron este următorul. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu, te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragi capricorni, rugăciunile voastre vor fi mult mai puternic ascultate în această săptămână, dorințele voastre vor fi mult mai puternic ascultate și uite că este o perioadă în care tu vei reuși să materializezi mult mai ușor tot ceea ce tu îți propui. Să vedem în continuare și tarotul ce dorește să îți transmită, să vedem puțin cum sunt relațiile tale în această săptămână, care sunt energiile pentru Capricorn. Deja s-a întors o carte, încă una, e clar, deja începem citirea. Wow! Da, dragi Capricorni, aveți niște decizii importante de luat în această săptămână. La baza pachetului avem puterea. Și împăratul, asul de monede, o legătură cu zodia leu sau cu zodia berbec. Pentru tine este o săptămână în care apar noutăți plăcute, fie un nou loc de muncă, fie o nouă etapă în cadrul unei relații. Văd aici că poți să avansezi la muncă, poți să-ți găsești un loc de muncă, o săptămână în care totul merge așa de la sine. Apar și provocări, este adevărat, dar este și o săptămână în care se iau decizii importante. Începem cu pajul de băte, Pajul de bâte în această combinație, să știi că înseamnă multă pasiune și multe activități noi pe care tu le faci împreună cu o persoană dragă ție. Tot felul de discuții frumoase care au loc, dar uite că poate să apară și o provocare legată de un copil sau de un adolescent. Apoi, avem Cavalerul de Monede la baza manifestărilor tale. Se pare că te miști cam greu în această săptămână, dar dai dovadă de seriozitate, dai dovadă de putere. Cavalerul de Monede este foarte sigur pe el și este o persoană pe care te poți baza. În inima ta, justiția, o legătură cu zodia balanță pentru unii dintre voi. În plan personal, tu vei lua o decizie. O decizie legată de o relație. Poate să fie ceva legat de o împăcare sau chiar un compromis în care te afli și din care cam vrei să ieși, pentru că te văd aici puțin trist, da? Justiția vine la pachet și cu o săptămână în care vei fi foarte preocupat de acte, da? de acte. Apoi în mintea ta 5 de cupe trecutul bate la ușă. Este o supărare aici este ceva ce nu-ți place spre care tot te uiți și nu. Cum să spun eu, nu vezi lucrurile clar, cinci de cupe vorbește despre acel moment în care tu te uiți spre trecut, te uiți spre ceva ce nu mai funcționează pentru tine da? Din punct de vedere profesional, bineînțeles că poate să apară o anumită problemă în această săptămână În exteriorul tău, arcana majoră nebunul, care vine cu evenimente neprevăzute, vine cu schimbări, cu noutăți, reacții neașteptate din partea celorlalți dar pentru unii văd o puternică legătură cu această idee de noutate. Fie că sunt noi persoane pe care le cunoști, fie că uh, faci noi activități, ești pus în fața unor noi situații, în fața cărora n-ai mai fost pus până acum, da? Multe surprize din partea celorlalți. Apoi cumpătarea în inima celelalte persoane. Ai pe cineva aici care pe de o parte suferă, pe de altă parte se bucură. Cumpătarea vorbește despre vindecare, despre acel moment în care reușești să te echilibrezi dintr-un anumit punct de vedere. Dar văd aici și o persoană din jurul tău care fie reușește să se vindece, fie află o veste legată de zona aceasta medicală. Unii aflați de o împăcare. Magicianul, ultima carte, din punct de vedere profesional este adevărat, ceva acolo se întâmplă, niște persoane își urmăresc propriul interes, sunt niște lupte de orgolii sau sunt niște lupte legate de afirmarea personală. Dar mai văd aici și faptul că tu ai toate elementele necesare din punct de vedere profesional sau pe de altă parte mai văd și pe cineva care consideră că tu ești persoana potrivită, cineva care nu dorește să renunțe la tine, fie cineva de la muncă, un prieten, persoana iubită. Deci e cineva aici care să știi că manipulează pe de altă parte. În alte cazuri, dragi capricorni, simt foarte multă energie duală în exteriorul vostru. Da? Fie treburile astea vin din două părți, fie e cineva care e dual din fire. Dragii mei capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la previziunile zilnice pe Zodi, la previziunile pentru anul 2023, atât partea de tarot cât și partea de astrologie. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.